Primul loc de muncă în calitate de artist profesionist la La Slatina, Doina Oltului la când Doina stai, Oltului. da. Cât ați la Doina Oltului? Doina Oltului am stat până 91. Cine erau atunci ca soliști colegi? Tudorița Gorgeanu, Da. Mariana Baciu, Ioana State. Doar priveac de unde vii, mai dorule măi, de neicuța-l meu ce știi, mai dorule măi. Ai umblat cât ai umblat și te-ntorci tot supărat, of, și de el nu mi-ai aflat. Ai umblat cât ai umblat și de el nu mi-ai aflat, of, și te-ntorci tot supărat, cel mic de cicoare, trece-n vale pe cărare, înserat pe la chindie, carul lui Neica Ilie. Cu roate de rozmarin măi, cu spițe de trandafir măi. Foaie verde, trei granate, anul 907, anul 907. Prin luna dă-i zice martie, prin luna dă-i zice martie, foaie verde sălcioară, mare fierbere în țară. De la mic la bătrân, toți cu furcile la brâu, cu topoare la slinare și cu furci la subțioare. Lumea că se revolta, mare revoltă făcea, să-i omoare pe ciocoii ca sub sângele din ei. Ce să spun, am fost foarte bine primit. Cât ați stat în Slatina până să vă mutați la Craiova? Păi am stat deci la Slatina până în 91, pentru că atunci am plecat cu Doina Gorjului, pentru că și cu Doina Gorjului la vremea respectivă a vrut să mă, înca- să mă, Să vă angajați încadre, la mă ei. angajez, să mă încadreze acolo, da? Am fost într-un spectacol, într-un turneu, de fapt, în Basarabia, și când am venit, mi-au desfăcut contractul de muncă, cei de la Slatina. Așa surpriză plăcută la Da, întoarcere? da. Așa surpriză plăcută? Foarte frumos! Da.